Cărțile au fost scoase de sub tipar în cadrul campaniei Cultura Unește Bucovina, care s-a desfășurat în perioada 1 februarie 1 iulie 2014. Asociațiile Multicare, Contraste, Seva, Save din Suceava, Asociația de Părinți a Școlii numărul 4 Regina Elisabeta din Rădăuți și Televiziunea Intermedia Suceava au fost cei care au derulat campania de strângere de fonduri pentru editarea cărților scrise de Luminița Aldea. Sute de oameni s-au alăturat, au donat bani și așa a fost posibilă editarea cărții Ce dulci sunt fructele amare, reeditarea romanului Acasă, dar și editarea plachetei Pasărea de hârtie, care conține câteva dintre cele mai frumoase poezii ale autoarei. În 2014 a avut loc prima lansare la Suceava, iar joi, pe 21 aprilie 2016, Luminița Aldea a ajuns și în fața cititorilor din Rădăuți, în cadrul unui eveniment organizat de Asociația de Părinți a Școlii numărul 4 Regina Elisabeta din localitate. Am regăsit în volumul Acasă și ulterior în Ce dulci sunt fructele amare, pentru că a venit apoi și următorul pas, am regăsit în Acasă chiar termenul Acasă. O să găsiți acolo și istorie, și tradiție, și adevăr, și dacă vreți, eu n-aș spune, și durere câteodată, lucruri reale care se întâmplă, s-au întâmplat în România și pe mine cel puțin m-au determinat să intru în acest proiect. Și dacă o să vedeți cei care ați luat cărțile, veți vedea că pe lista de sponsori a acestui proiect vor apărea și copiii școlii Regina Elisabeta, vor apărea și personalități din toate domeniile de activitate, oameni simpli, oameni care au aderat la acest proiect pentru că s-au regăsit pur și simplu în el. Ulterior, am avut ocazia să o cunosc pe Luminița, la ea acasă. Am zis, dacă tot mergem acasă, să mergem la Luminița. Și am cunoscut un om simplu, un om modest, un om care are darul de a scrie cum poate puțini scriitori din Bucovina o pot face. Și o să găsiți în Acasă și în Ce dulci sunt fructele amare cuvinte simple, un vocabular foarte ușor de procesat, ca să spun, să folosesc un termen mai, mă rog, la mod, așa. Despre Luminița Aldea și cărțile ei au vorbit, între alții, și cele două profesoare de română din Rădăuți, care au semnat recenziile cărților Acasă și Ce dulci sunt fructele amare. Este unul dintre puținii scriitori pe care nu îi putem încadra în perioada în care trăim. Nu o putem numi o scriitoare postmodernă. Nu o putem compara cu un Păunescu sau pe Țărâna Ușoară sau un Mircea Cărtărescu, pentru că femeia asta vine dintr-o altă lume. E o lume care nu este nici a lui Eminescu, nu este nici a lui Bacovia, nu este nici a lui Archezi, este o lume care se numește lumea Luminița Aldea. Pe mine m-a impresionat atât de mult modul în care un lucru atât de complicat aparent pentru noi este văzut atât de simplu de scriitoare. Ea are dreptate, să știți, când spune că nu scrie, ci ea însăși este scrisul. E o inspirație care vine de undeva de departe. E o inspirație care vine de undeva de sus. O să-i răspund la întrebarea care cred că era până la urmă retorică, întrebarea domniei sale, dacă reușit să surprindă în roman ceva din specificul sau ceva din sufletul neamului românesc. Și eu cred că da. Dacă neamul românesc înseamnă tradiții, dacă neamul românesc înseamnă obiceiuri, dacă neamul românesc înseamnă magie, dacă neamul românesc înseamnă viața ciobanilor în munte, dacă neamul românesc înseamnă mirosul de cozonaci din preajmă Paștelui, dacă neamul românesc înseamnă credința în Dumnezeu, eu cred că, într-adevăr, ați surprins și nu ceva, ci chiar mai mult din sufletul românului. Luminița Aldea le-a făcut o surpriză celor prezenți la lansare și a citit câteva dintre poeziile ei. Te-am așteptat și fiecare clipă de așteptare a purtat numele veșniciei. Te-am plâns până când am devenit lacrimă. Te-am dorit până când m-am născut din nou și am purtat numele dorului. Te-am iubit, cred că până și lui Dumnezeu i-a fost sete de atâta iubire.
Și tu niciodată n-ai venit, respirarea mea. Acum o poezie se cheamă Cântec. Nu pot trăi, nu pot muri, mi-e jale în suflet și postiu fără tine. Nu pot visa, nu pot zbura, mi-e inima ca lacrima fără tine. Nu pot să râd, nu pot să plâng, nu știu de mie este cald sau frig fără tine. Nu-i nici noapte, nu-i nici zi, timpul parcă s-ar opri fără tine. Caut timp și dărui timp, nevenind ușor mă sting fără tine. Mărturisind că are în lucru încă un roman, Luminița Aldea a plecat de la lansare cu promisiunea că acesta va apărea cu ajutorul rădăuțenilor, care vor pune mână de la mână și vor strânge banii necesari pentru editare. A fost o lansare reușită, pe care inițiatorii campaniei Cultura Unește Bucovina își propun să o multiplice și în alte localități, între care Fălticeni și Câmpul Moldovenesc. Cu noi, cei care am inițiat această campanie,